85 de kilometri de rafturi de cărți, 35.000 de volume de cărți, 12 secole de documente valoroase găzduite într-unul dintre cele mai enigmatice bastioane ale religiei și culturii, care au existat vreodată, arhivele secrete ale Vaticanului, obiectul unei legende istorice total reală. Haideți să începem. Acum că am început episodul, dacă puteți să vă abonați, vă mulțumesc. 180.000 de oameni dau pentru prima oară în fiecare unul de acest canal și nu se abonează. Încerc să fac mai multe lucruri pentru a încuraja să o facă. Vă mulțumesc. Doar numele invocă misterul și fastul Bisericii Catolice și îndeamnă pe cei mai imaginativi să vină cu teorii sinistre despre ce s-ar putea afla înăuntru. Indexurile arhivelor nu sunt publice și sunt accesibile oamenilor de știință numai după ce au trecut 75 de ani de când au fost scrise, fiind găzduite într-o parte a Vaticanului similară unei cetăți fortificate. Când te gândești la arhivele secrete ale Vaticanului, îți vin în minte imagini cu documente criptice și secrete îngropate, dar asta nu este tot ce poți găsi într-una dintre cele mai mari colecții de documente istorice. Traducerea din latină a cuvântului arhive, la plural archivum, astfel archivum secretum, deși în traducere populară secret pare să fie ascuns, cuvântul secretum din latină are puțin lucruri în legătură cu interpretarea noastră a termenului de secret. De fapt, cuvântul latin secretum se referă mai degrabă la ceva privat, intim, personal, mai degrabă decât ascuns sau criptic. Cum au fost construite arhivele secrete ale Vaticanului? În primul secol al creștinismului, Biserica Catolică păstra deja o colecție substanțială de registrări, cunoscut și sumele de Sfântul Cabinet sau Cartarium. Acesta călătorea de obicei cu papa existent. Marea majoritate a acestor documente sunt acum rătăcite, cu toate acestea știm despre existența lor prin referințe văzute în alte lucrări ulterioare. Inițial, materialele de arhivă ale Bisericii Catolice au fost păstrate la Palatul Lateranului, pe atunci reședința oficială papală, iar până în secolul al XI-lea, arhivele au fost transferate în trei locații distincte, Lateran, Bazilica Sfântul Petru și Palatul Palatin. Între secolul XI și 13, o mare parte dintre acestea au dispărut. În 1404, registrele papale și documentele istorice au fost aruncate pe străzi, iar papa Inocențiu al VII-lea a fugit din oraș. Succesorul său, papa Grigore al XII-lea, se pare că a vândut un număr mare de resurse de arhivă în 1406, inclusiv o parte din registrele papale. Și doar în 1612, prin papa Paul al V-lea, s-a ordonat ca toate înregistrările Bisericii Catolice să fie strânse într-o singură locație, astfel începând reclădirea bibliotecii secrete. Cine poate accesa arhivele secrete ale Vaticanului? În 1867, savanților individuali li s-a acordat acces la manuscrisele referitoare la procesul lui Galileo. Cu toate acestea, accesul științific a fost întrerupt pentru scurt timp după dizolvarea statelor papale în 1870. Cel mai mare motiv din spatele accesului limitat a fost îngrijorarea că oamenii de știință protestanți ar putea să-și folosească accesul pentru a defăima sau face de rușine Biserica Catolică. În 1879, Papa Leon al XIII-lea l-a numit arhivar pe cardinalul Joseph Hergenrother, care a recomandat să se permită accesul pentru istorici. În cele din urmă, arhivele au fost deschise la 1 ianuarie 1881 pentru a permite cercetări imparțiale și esențiale. Accesul astăzi. Deși arhiva a implementat politici care restricționează accesul, papii au acordat excepții. De exemplu, în 2002, papa Ioan Paul al II-lea a permis cercetătorilor accesul la documente din arhivele istorice referitoare la relațiile Sfântului Scaun cu Germania. Obiectul era de a pune capăt speculațiilor vis-a-vis de colaborarea Bisericii Catolice cu regimul nazist. Din 2006, membrii Departamentului de Arhive organizează cele 16 milioane de pagini de documente estimate pentru a le pregăti pentru inspecția de către savanți. Totuși, nu oricine poate accesa arhiva. Este deschis doar cercetătorilor care sunt supuși unui proces de verificare amănunțit. Deși majoritatea arhivelor de stat sunt accesibile publicului, arhivele secrete ale Vaticanului sunt poziționate strict într-o parte fortificată a bibliotecii, ca o fortăreață a Vaticanului. Și conține în momentul de față peste 1200 de ani de arhive și manuscrise istorice. O parte mare din nevoia de a păstra aceste manuscrise securizate este că aceste documente erau complet interzise pentru oricine din afara clerului sau a cercului interior al Bisericii Catolice înainte de 1881. Are de asemenea o pivniță subterană cunoscută sub numele de Bunkerul, a cărui versiune a fost reconstruită pentru filmul Angels and Demons. Astăzi este posibil să solicitați acces limitat, dar procesul intrării este printre cele mai severe din lume. Reporterilor, studenților și istoricilor amatori le este interzis accesul cu totul. Iar autorizațiile sunt acordate doar cercetătorilor academicieni care trebuie să-și reînnoiască cererile de acces la fiecare 6 luni și pot accesa doar arhive mai vechi de 75 de ani.
Atunci când au autorizație, academicienii intră în Vatican pentru punct de intrare specific, securizat de garda elvețiană, sunt introduși în arhive unde pot accesa până la 3 documente presolicitate într-o zi și deși computerele personale sunt permise în arhive, fotografierea conținutului este total interzisă. Veți vedea doar câteva fotografii ale celor 85 de kilometri de rafturi de arhivă, în principal pentru că sunt deschise doar cercetătorilor, iar toate imaginele pe care le folosesc eu în acest episod, sau majoritatea lor, sunt cu titlul demonstrativ biblioteci vechi, dar nu chiar Biblioteca Secretă a Vaticanului. Nu mereu. Cu toate acestea, în ultimii ani, Vaticanul a devenit mai deschis cu privire la accesul din exterior. În 2010, ca răspuns la interesul sporit al publicului pentru arhivele secrete și miturile perpetuate de bestsellerul lui Dan Brown, Îngeri și Demoni, Vaticanul a permis jurnaliștilor să o viziteze pentru prima dată. În 2012, arhivele secrete ale Vaticanului au organizat o expoziție publică a câtora dintre cele mai importante documente ale sale, cu ocazia împlinirii a 400 de ani. În timpul unui eveniment care comemora 80 de ani de alegerea Papei Pius al XII-lea, Francis a spus că a dat ordine ca arhiva să fie deschisă în martie 2020, spunând că biserica nu se teme de istorie. Arhivele au fost deschise pe 2 martie 2020, dar apoi au fost închise la scurt timp din cauza pandemiei COVID-19. Dacă aveți nevoie de o teorie a conspirației, uite încă una. Pandemia așa are originea într-una dintre cărțile extrem de vechi care, atunci când a fost deschisă, a eliberat în lume patogeni nemai cunoscuți până acum care au dus la boală. În 2005, Sergio Pagano, prefectul arhivelor secrete, a dezvăluit de ce a existat reticențe pentru a deschide toate arhivele. Pagano a spus că nu este o chestiune de curaj, ci o chestiune de resurse. Întrucât arhiva este atât de vastă, este o provocare să procesezi rapid documentele și să le pui la dispoziție istoricilor. Dar, adesea a spus el, oamenii vociferează pentru deschiderea arhivelor, aproape ca și cum ar intra într-o fortăreață secretă depășind rezistența imaginară. Dar când ușa este deschisă și documentele sunt disponibile, cei care păreau să fie la porți nu apar sau fac aproape o vizită turistică, ceea ce ne duce la cele mai controversate documente din arhivele secrete, cele care se referă la scandalul în curs de desfășurare legate de abuzurile sexuale în cadrul bisericii. După cum se dovedește, fiecare episcopie are și arhive secrete și multe au ajutat la confirmarea participării bisericii la abuz. Dar documentele secrete ale Vaticanului nu sunt accesibile decât 75 de ani după ce au fost scrise. Pentru a se proteja cu o vârstă de 75 de ani, toți cei care putea să fie în viață încă de la comiterea actelor. Și proprietarul nu este statul sau biserica, ci este papa în sine. Așa că nu ai cum să-l strângi cu ușa. Oamenii pot da în judecată episcopiile individuale pentru informațiile lor, dar biserica însăși este echivalentă cu o națiune suverană și poate face ce vrea. Papa este singurul care ar putea elibera documentele de vreme și așa cum arată acum, ar putea trece decenii până când jurnaliștii, istoricii și victimele vor afla mai multe despre rolul bisericii catolice în abuz. Ce includ arhivele secrete ale Vaticanului? Vei găsi acolo cea mai mare colecție de cărți catolice, documente și învățături din lume. Se mândrește cu scrisori de la figuri cunoscute, precum Abraham Lincoln. Un articol remarcabil este scrisoarea Mariei Regina Scoției, care a fost executată după ce a fost forțată să abdice de la tron și a servit aproape 20 de ani în arest. În cele din urmă a fost condamnată la moarte pentru conspirarea uciderii reginei Elizabeta I, verișoara ei protestantă. Confruntându-se cu decapitarea, ea a scris o scrisoare disperată papei Sixtus al V-lea, cerșind pentru viața ei și criticându-i pe ereticii care în cele din urmă aveau să o omoare. Papa nu a intervenit, iar ea a fost decapitată pe 1 februarie 1587. Pergamentul Cavalerilor Templieri. Formați inițial pentru a proteja pelerinii din Țara Sfântă, o gardă de corp, Cavalerii Templieri au devenit o forță în timpul cruciadelor, nu doar dominând câmpurile de luptă, ci și controlând vaste rezerve de bogăție și influență, înainte de a fi uciși în cele din urmă de adversarilor politici și religioși. Oricine a fost vreodată amăgit de teoriile conspirației în stilul lui Dan Brown despre această organizație infamă va fi intrigat să afle că arhivele dețin un document de rău augur scris chiar de templieri. Acesta este un pergament, cunoscut sub numele de pergamentul Shino, lung de 60 de metri și conține mărturile a 231 de cavaleri care erau judecați pentru presupuse blasfemii și imoralitate. Acuzați de asemenea crime odioase cum ar fi scuipatul pe cruci, relațiile de același gen. Ordinul templierilor avea să fie în cele din urmă distrus și mulți cavaleri executați cu brutalitate. Pergamentul din arhive este un artefact înfiorător din această perioadă. A fost făcut public în 2007 și a reabilitat în mod eficient moștenirea Cavalerilor Templieri, demonstrând că, fără să știe istoria, Papa Clement al V-lea a absolvit grupul de erezie în 1308.
excomunicarea lui Martin Luther. Martin Luther a fost rebelul impertinent care a pus în mișcare rotițele care au format mai târziu protestantismul, schimbând astfel direcția Europei și a lumii. Arhivele conțin ordinul crucial al papei care a dus la excomunicarea lui Luther din Biserica Catolică, cimentându-i locul ca revoluționar religios. Este vorba despre Deset Romanum Pontificem, act oficial papal emis în 1521. Luther a început ca un student obișnuit la drept, dar după cum spune povestea, el se întorcea în orașul său universitar într-o zi când a fost prins de o furtună și aproape lovit de fulger. În acel moment, Luther a jurat că va deveni călugăr și asta a făcut, devenind extrem de devotat Scripturii, încât îl descrie pe Hristos ca și călăul sărmanului meu suflet. Acest devotament față de Biblie și disprețul său față de ceea ce el considera drept corupția dominatoare a Romei l-a pus pe calea excomunicării și a reformei protestante. Documente despre procesul lui Galileo. Procesul lui Galileo din 1633 este considerat și în ziua de astăzi, sau până ziua de astăzi, drept confruntarea religie versus știință. Marele astronom a fost oprit de inchiziție pentru că a propagat ideea că pământul se învârte în jurul soarelui, mai degrabă decât invers. Arhivele Vaticanului conțin documente din acest proces senzațional, inclusiv semnătura lui Galileo. În Europa medievală era o problemă să crezi că pământul nu este centrul universului, pentru că desigur că este, totul a fost creat pentru ca noi să fim miezul. Să spui că noi suntem o planetă dintre alte planete însemna să te întorci împotriva lui Dumnezeu direct, pentru că de ce să mai existe alte planete când doar noi suntem? Și aceasta nu a fost prima ocazie în care Galileo s-a trezit hărțuit pentru credințele sale. Cu ani înainte el fusese avertizat să-și abandoneze opiniile despre mișcările pământului, dar forțele politice și problemele personale ale lui Galileo cu papa au dus la procesul din 1633, care s-a încheiat cu marele om care a acceptat să se dezică de teoriile sale eretice și a fost pus în arest la domiciliu pentru restul zilelor sale. Lucru pe care eu îl aplaud, lumea a aflat oricum, a avut oricum dreptate, lumea a ajuns acolo oricum, nu trebuia să moară pentru asta. Document de donație. Cel mai vechi document din arhivă se află pe bucate de pergament și este datat cu anul 809 după Hristos. Acesta indică o donație către o biserică din Veneția. Scrisoarea de la Henric al VIII-lea este cea mai renumită scrisoare din arhivele Vaticanului. Acesta dorea o anulare de la soția sa, Ecaterina de Aragon, pentru a se putea căsători cu Anne Boleyn. Scrisoarea a fost susținută de semnăturile a 85 de clerici, printre care și episcopul de Canterbury. Cu toate acestea, papa a respins cererea, declarând o amenințare directă la adresa Bisericii Catolice. După ce această cerere a fost respinsă, Henric a înființat Biserica Angliei pentru a se putea despărți de soția sa, pentru a putea divorța. Mai avem o scrisoare de la un trib nativ american. Nu toate comorile arhivelor se referă la istoria europeană. Unul dintre documentele mai puțin probabile este un mesaj scris pe scoarța unui copac în 1887 de la tribul Ojibwe, din Ontario. Acesta a fost trimis papei Leon al XIII-lea și are o frumusețe lirică izbitoare și astăzi. Trimis în primăvară, este datat cu luna unde este multă iarbă în luna florilor și se referă la papă ca marele maestru al rugăciunii. Scrisoarea este scrisă în limba Ojibwe și din fericire un misionar catolic a făcut și o traducere utilă papei. Vei găsi aici mențiuni despre prima mașină zburătoare. Bartolomeu Lourenço de Guzmão poate să nu fie un nume cunoscut astăzi, dar el este creditat de unii ca fiind un pionier timpuriu al zborului. Arhivele conțin desene sale extravagante timpurii pentru aeronavă în formă de pasăre masivă, propulsată folosind puterea vântului și magneți speciali, datând de la începutul secolului al XVIII-lea, deci anii 1700. Povestea vieții sale este vagă și voită de zvonuri, dar se pare că el a prezentat un prototip timpuriu al unei aeronave în fața unei rege portughez și a impresionat atât de mult privitorii încât i s-au acordat privilegii speciale pentru a-și continua experimentele. Cu toate acestea, se mai spune că, în ciuda patronajului monarhului, a fost raportat la Inchiziție ca un magician blasfemiator și a fost forțat să-și ardă opera înainte de a muri în cele din urmă uitat în obscuritate. Hitler și Vaticanul. Un alt articol a apărut la mijlocul lunii februarie în principalul ziar din Torino, La Stampa, intitulat Planul secret al lui Pius al XII-lea împotriva lui Hitler. Documentele Vaticanului recent disponibile susțin articolul, dezvăluie că Hitler a vrut să invadeze Vaticanul și să-l răpească pe papă. Dar cei 200 de jandarmi ai Vaticanului s-au organizat în secret pentru a împiedica complotul. De fapt, trupele germane ocupaseră Roma și au avut o guvernare de teroare pentru 9 luni, iar dacă Hitler ar fi dat ordinul să fie răpit papa, acest lucru s-ar fi terminat într-o oră. Erau 200 de jandarmi prost înarmați, mai degrabă simbolic decât real. Ce ascunde un astfel de articol sunt relațiile cordiale de care Vaticanul s-a bucurat cu forțele de ocupație germană. Papa avea un interes în asigurarea integrității orașului Vatican, germanii la rândul lor și-au dat seama de valoarea relațiilor publice în trâmbițarea unei atitudini
respectuoase față de papă și față de Sfântul Scaun. Întrebarea pusă cel mai des cu privire la tăcerea papei în timpul Holocaustului face ea însăși parte dintr-o problemă mai amplă, reticența papei de a condamna public Germania nazistă. Încă din primele zile ale războiului, odată cu invadarea Poloniei de către Germania în septembrie 1939, papa a fost supus unei mari presiuni să se pronunțe în numele Poloniei puternic catolice. Faptul că a refuzat să-i condamne pe germani pentru invazie a fost doar primul dintre multele momente similare despre care documentele Vaticanului promit să ofere o perspectivă. Există de asemenea problema campaniei nemiloase a Italiei împotriva evreilor. Unii savanți au făcut o comparație nemăgulitoare între izbucnirile lui Papa Pius al XI-lea, predecesorul lui Pacelli, împotriva campaniei rasiale a lui Mussolini, care a început în 1938, și eșecul lui Pius al XII-lea de a se pronunța împotriva ei vreodată. Ce vor dezvălui arhivele Vaticanului despre discuțiile din interiorul Vaticanului cu privire la persecuția evreilor din Italia, pe care fasciștile justificau în mare măsură ca pur și simplu punând în practică restricții asupra evreilor îndemnați de mult de papi? Cea mai dramatică dintre toate a fost încercuirea militară nazistă a ghetoului antic al Romei pe 16 octombrie 1943 și extragerea din casele lor a peste 1000 de evrei ai orașului, în principal femei și copii. Au fost ținuți timp de 2 zile într-un complex militar în apropierea Vaticanului. Papa ar fi putut solicita public eliberarea lor, ar fi putut să-i trimită un mesaj privat lui Hitler, implorând numele lor. El nu a făcut niciun dintre aceste lucruri. Femeile și copiii evrei au fost aruncați într-un tren care i-a dus la Auschwitz și la moarte. Ce ne-ar putea spune arhivele Vaticanului despre discuțiile din Vatican care au dus la decizia papei de a nu interveni? Nu știm. Trebuie să treacă timpul și vom afla, dacă nu ar documentele. Vaticanul a dus naziștii la siguranță. După victoriile aliate în Germania, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, naziștii au găsit brusc Europa, un loc destul de neospitalier pentru ei, și au început să caute refugiu în altă parte. Mii de oficiali naziști de rang înalt, mulți dintre ei criminali de război și restul, cel mai bun caz, naziști de rând, au reușit să evadeze peste Atlantic, în multe țări din America de Sud, cum ar fi Brazilia, Chile și Argentina. Cei mai mulți dintre acești evadați au reușit să iasă din Europa folosind rute fie prin Spania, fie prin Italia, cunoscute sub numele de rutele șobolanului. Iar potrivit unei cărți a cercetătorului de Harvard, Gerald Steinacher, unele dintre documentele de călătorie care au ajuns în mâinile naziștilor au fost eliberate de o cruce roșie copleșită sau uneori prea simpatică. Dar mulți fugari naziști au fost asistați cu bună știință de Vatican. Deși este probabil că unii naziști au fost ajutați de acesta în încercările lor de a pune siguranță refugiați catolici de război, Steinacher susține că Vaticanul a ales să-i ajute pe naziști pentru că ei sperau la o renaștere a creștinismului european și aveau o teamă semnificativă de influența tot mai mare a Uniunii Sovietice. Oricare ar fi motivul, Comisia pentru Refugiați a Vaticanului a oferit fără îndoială cu bună știință fugarilor naziști identități false, iar Vaticanul a refuzat în mod constant să comenteze aceste evenimente. Mai rău de atât, Vaticanul a făcut bani din Holocaust. În plus, pe lângă contrabanda cu naziști din Europa pe care îi trimitea în America de Sud, contrabandul cu care făcea bani, nu există îndoială că Vaticanul și-a folosit suveranitatea privilegiată pentru a face contrabandă cu aur, artă și alte bunuri naziste care aparțineau familiilor evreiești și altor victime ale Holocaustului. După cum explică Gerard Posner într-un articol de opinie din Washington Post, încercările de a determina Vaticanul să se implice în eforturile de despăgubire sau chiar de a-și deschide arhivele din perioada războiului au fost respinse cu fermitate de la administrația Clinton. În cartea sa Bancherul lui Dumnezeu, Posner investighează posibilitatea ca Vaticanul din epoca de război să depindă de ceva care era șocant, imposibil, cumva, chiar mai grosolan decât ajutarea naziștilor să păstreze moștenirile familiilor jefuite pe care le furaseră victimelor ucise. Consilierul financiar al Vaticanului, Bernardino Nogara, fondatorul Băncii Vaticanului, se spune că ar fi fost unul dintre spionii celui de-al treilea Reich din Vatican și, deși distrugerea înregistrărilor din timpul războiului face neclară întreaga sferă a planului său, se presupune că el și naziștii au instituit o schemă prin care Vaticanul a investit în companii de asigurări italiene care păstrau toate activele din asigurările de viață ale evreilor europeni uciși. Astfel, ei încasau polițele de asigurare pentru viețile celor care au murit. Deoarece Vaticanul a fost doar un investitor și nu un asigurator direct, ei nu ar trebui să plătească niciunul din banii pe care i-au câștigat din această schemă. În caz că ți-a venit ideea mai acesta e posibil să fie cel mai rău lucru pe care au putut să-l facă, ai dreptate, dar n-am terminat episodul. Scurgerea secretelor Vaticanului. În 2012, jurnalistul italian Gianluigi Nuzzi a publicat o carte numită Sfinția sa, documentele secrete ale lui Benedict al 16-lea, care era alcătuită din bucăți de corespondență privată și alte documente falsificate ale papei de atunci. Scurse lui Nuzzi
de majordomul personal al lui Benedict. Această carte a dezvăluit o privire interioară asupra funcționării Vaticanului, care nu este în mod normal acordată publicului. Inclusiv, după cum explică The Huffington Post, dovezi ale corupției pe scară largă și revelații care spun că Sfântul Scaun găzduiește geluzie și trădare. Acest scandal de scurge de informații a devenit cunoscut sub numele de VatiLeaks. Chiar și mai sălbatic este, după cum explică The Guardian, când Vaticanul a început o investigație internă cu privire la scurgerea acestor documente, au descoperit că indivizi din afara Vaticanului șantajau o rețea de prelați gay, și nu știu cum pot să spun următoarea parte fără să îmi fie șters canalul, care se întâlneau în grup în vile, saloane de frumusețe, saune, pentru a se simți bine. Gândiți-vă Eyes Wide Shut. În Roma și în jurul Romei, mulți, inclusiv fratele Papei Benedict, cred că stresul acumulat din aceste scandaluri a contribuit la decizia lui Benedict de a demisiona din papalitate, concluzie care pare complet rezonabilă. Vaticanul de asemenea a judecat un papă mort. Un alt secret întunecat al Vaticanului este că Biserica Catolică a judecat un mort. Procesul post-mortem al Papei Formosus este un eveniment cunoscut sub numele de Conciliul Cadavrului, a avut loc în 897 după Hristos și l-a implicat pe Papa Ștefan al VI-lea, care a condus procesul împotriva unui bărbat deja mort de 7 luni. Papa Formosus a fost acuzat vinovat de papalitate ilegală, ulterior trupul său a fost exumat, îmbrăcat în ținuta papală și adus la curtea papală pentru judecată. Papa Formosus a fost găsit vinovat, iar papalitatea sa a fost declarată nulă. Teorii ale conspirației înfiorătoare despre arhivele secrete ale Vaticanului. Arhivele secrete ale Vaticanului, alias Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, sunt supuse unor teorii ale conspirației sălbatice și din motive întemeiate. Cu un asemenea nume, cine nu ar specula? Acela este numele oficial. Biblioteca are în compoziția sa documente vechi de peste 1200 de ani, printre care scrisori inclusiv de la Michelangelo, documente de corespondență cu privire la cheltuieli, iar mai departe o să vedem cele mai sălbatice teorii ale conspirației cu privire la ce se află în Vatican. Hristos. Mulți teoreticieni ai conspirației cred că arhivele conțin corespondența dintre Sfântul Pavel și al cincilea împărat roman Nero, referitoare la existența lui Hristos și a urmașilor săi biologici. Alți teoreticieni de asemenea cred că Vaticanul ascunde dovezi cu privire la existența acestuia, spunând că nu a fost vreodată o persoană reală și asta ar fi cu siguranță lucru pe care Biserica Catolică ar vrea să-l ascundă. De asemenea vrea să ascundă dovezile cu privire la existența extraterestrilor. Extraterestri întregi, forme de viață extraterestre sau cranii extraterestre. Nu numai atât, dar există zvonuri că arhivele conțin dovezi că Papa conspiră cu extraterestrii pentru a ne implanta pe toți cu chipuri, ceea ce este complet înfiorător. Pornografie. Ai auzit corect? E posibil ca în arhive să găsești cea mai mare colecție de pornografie din lume. Această afirmație este confirmată numai de Muzeul Erotic din Copenhaga, unde vizitatorii sunt informați în mod obișnuit că Vaticanul deține cea mai mare colecție de filme erotice din lume, ci și în scrierile renumite cercetătoare feministe Camille Paglia și a fondatorului National Review William F. Buckley Jr. Altă teorie spune că arhivele sunt controlate de Illuminati. Acești oameni posibil să aibă dreptate, dar nu în sensul în care celebrități precum Beyoncé au o mână în administrarea arhivelor. Artiștii sunt prea ocupați, evident, pentru a se ocupa de arhive. Cu toate acestea, după destrămarea sa medievală, în ultima vreme a început să strângă membrii noi și să ajungă într-una dintre cele mai influente poziții din lume. Unul dintre birourile în orașele importante ale lumii se află, desigur, în orașul Vatican, unde dintre cei mai importanți membri ai bisericii, ai clerului, sunt, desigur, în rangurile Illuminati și au acces la arhive. Cronovizorul dispărut. Cronovizorul se presupune că este o mașină care permite utilizatorilor să vizualizeze evenimente trecute și viitoare. Dispozitivul ar fi fost construit de un preot și om de știință italian, părintele Pellegrino Maria Ernetti, astfel încât să poată înregistra dovezi ale răstignirii lui Hristos. Desigur, deoarece nu există nicio înregistrare a mașinii și mai probabil locul de odihnă acesteia trebuie să fie ascunsă undeva în arhive, lângă cele 10 porunci cel mai probabil. Apocalipsa prevestită, cele 3 secete ale Fatimei. Există o mare dovezi că textul controversat al secretului al treilea, al Fatimei, este unul dintre multele documente secrete ascunse în arhivele Vaticanului. În 1917, 3 copii portughezi au primit profeții de rău augur și viziuni misterioase, multiple ale Fecioarei Maria, Fatima, una fiind văzută de mii de oameni. Suprimarea de către biserică a celui de-al treilea secret final a alimentat speculații rampante cu privire la conținutul său, variind de la capitularea papalității în fața holocaustului nuclear până la dezastre naturale care deschid Apocalipsa. Presupusa eliberare de către Vatican a acestui secret în 2000 nu a făcut nimic pentru a potoli preocupările oamenilor din motive evidente. S-a spus că Fecioara a apărut în fața a 3 copii ciobani la 13 mai 1917 și în 5 ocazii ulterioare. Lucia avea 10 ani, Veriei Francisco și Iacinta aveau 8 și 7 ani și din nefericire au murit în pandemia de gripă
câțiva ani mai târziu. Credincioșii spun că două dintre secretele Fatimei au fost dezvăluite în scris de către Lucia în anii 1940, al treia secret a fost pus într-un plic sigilat și trimis la Roma în urmă cu mai bine de 40 de ani. Interpretările secretelor variază, dar în general credincioșii cred că primul a prezis sfârșitul primului război mondial și începutul celor de-al doilea război mondial și că al doilea a prezis răspândirea, apoi prăbușirea comunismului și transformarea Rusiei. Vaticanul a dezvăluit așa numitul al treilea secret al Fatimei, care timp de decenii a păstrat acest altar al Fecioarei Maria în centrul teoriei conspirației și al cultelor apocalipsei. Vaticanul a descris secretul ca pe o viziune a tentativei de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea din 1981. Cardinalul Angelo Sodano, secretarul de stat al Vaticanului, a explicat că partea ascunsă a profețiilor, despre care se spune că ar fi fost dezvăluită celor trei copii ciobani portughezi de o apariție a Fecioarei în 1917, a fost o viziune a unei încercări de a ucide un papă. Mehmet Ali Akka, un bărbat înarmat turc, l-a împușcat pe papă în timp ce Ioan Paul trecea printr-o mulțime din piața Sfânt Petru în 81, cu ocazia aniversării apariției din 1917. Printre explicațiile pe care omul înarmat le-a dat procurorilor la procesul din 1985, a fost că tentativa sa este legată de cel de-al treilea secret al Madonei din Fatima. Anunțul cardinalului a fost un efort depus de Vatican pentru a pune capăt tipului de speculații aprinse care uneori au umbrit importanța spirituală a altarului pentru sute de milioane de catolici. Versiunile secretului difuzate pe sute de site-uri web, de obicei sub titluri precum Al treilea secret dezvăluit, variază de la anihilarea nucleară la nivel mondial până la rupturi profunde în Biserica Romano-Catolică care duc la papalități rivale. Fanaticii Fatimei au organizat greve ale foamei, unul chiar a deturnat un avion pentru a încerca să forțeze Vaticanul să dezvăluie secretul. În timpul primei sale vizite al lui Ioan Paul la altar, în 1982, la prima aniversare a tentativei de asasinat, un preot spaniol înarmat cu un cuțit a încercat să-l omoare pe papă, dar a fost doborât la pământ de ofițeri de securitate. Iar Ioan Paul a menționat întotdeauna Fecioara din Fatima ca salvatoare a vieții sale. După ce a vizitat altarul în 1982 pentru a mulțumi pentru supraviețuirea sa, un glonț extras din corpul său a fost plasat alături de diamante într-o coroană de aur purtată de o statuie a Fecioarei. Asta a fost tot pentru astăzi despre arhivele secrete ale Vaticanului, un episod destul de lung, pe cât de lung, pe atât de ciudat. Eu am catolici în familie, oamenii cred mai departe în treaba lor, nu înseamnă că dacă au făcut unii prelați lucruri odioase, restul credincioșilor sunt la fel. Am luterani și o grămadă de protestanți de toate felurile, peste tot. Oamenii își văd de credințelor lor, ar prefera să nu fie trași în scandaluri de rușine de către cei care conduc organizațiile religioase ale căror biserici enoriașii le vizitează. Ar fi cool. Dar ce să faci? Asta e. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care își aruncă crucea pe geam dacă nu văd o reclamă. Eu sunt Alex Cosma și Fundata Vitare. Atenție, cad mereu!